now reading through this, let's wrap things up and gather the essentials in a kind of reasoning. Hai să sumarizăm rubrica asta și să adunăm așa ce a fost cel mai esențial într-o anumită logică. So the notion of being of these philosophers. Deci, hai să vedem care este, ce înseamnă pentru acești filozofi ființa sau a fi. Being encompasses ființa cuprinde, include a living human being with its nature, o ființă umană care trăiește, este vie cu natura sa. Second, the human being we are, each of us, ființa umană care suntem fiecare dintre noi. And third, ourselves in the world with others. Și al treilea aspect, sinele nostru în lume cu ceilalți. Being is considered inseparable from becoming. Astfel, a fi este considerat inseparabil de a deveni. Becoming supposes a movement toward. Și a deveni presupune o mișcare către ceva. Which implies ceea ce presupune de asemenea space and time related features. Trăsături aflate în relație cu spațiul și timpul. For our brain, pentru creierul nostru, the notions like here and now, noțiuni precum aici și acum, the lasting now, un prezent fără perspective, then, atunci, later, mai târziu, in a faraway future, într-un viitor îndepărtat, never, niciodată, are different locations, sunt atât localizări diferite, as well as different times, ca și timpuri diferite. And it's important to realize this because for some people everything is geometry, geography and geometry, and they used to think in spatial terms, not that much in time related terms. E important să rețineți asta pentru că unii oameni au o gândire geometrică, spațială, geografică și ei au tendința să gândească în termen de spațiu și mai puțin în termen de timp. The waiting for position. Poziția de a aștepta, de așteptare. It has to be seen as opposed to a passive waiting. Trebuie văzută ca fiind opusă unei poziții de așteptare pasivă. As we said previously, it is constitutive of the human being structure. Cum am spus anterior, este parte constitutivă a structurii ființei umane. Its manifestation appears in the project. Manifestarea sa apare în proiect. To be understood as a question. Și să fie înțeleasă ca o întrebare. Question to the world, to life, to the others. O întrebare adresată lumii, vieții, o întrebare către ceilalți. People can wait in a posture of hopefulness or hopelessness to different degrees. Oamenii pot aștepta în poziția de plin de speranță sau fără speranță în grade diferite. Now let's recap the hopeful position characteristics. Hai să recapitulăm care sunt caracteristicile poziției cu speranță. It offers lift, bearing and orientation. Oferă portanță. Știți ce înseamnă asta? Când decolează un avion și aerul ridică avionul în sus, asta înseamnă portanță. Suport și orientare. It implies movement. Presupune and
mișcare and openness within the mind. Și deschidere a minții. And third, it articulates past, present and future. Și în al treilea rând, articulează trecutul, prezentul și viitorul. The hopeful position doesn't need certainty. Poziția de speranță nu are nevoie de certitudini. It needs trust. Ci are nevoie de încredere. Gabriel Marcel says, when we are hopeful, we retain hope. Gabriel Marcel spune, atunci când avem speranță, păzim speranța. What matters also is to grasp the essential difference between I hope. Ce contează este să surprindem diferențele esențiale dintre eu sper and I hope that something. Și eu sper că ceva. I hope is an existential trustful position. Eu sper este o poziție existențială plină de încredere. Whereas I hope that is a kind of little sentence we repeat all day long, all week long. I hope that the weather will change. I hope that Martina will pass her exam. I hope that his bad temper will cease. I hope that whatever, okay? It's not the same level of commitment. Și sper că este la un nivel mai redus de angajament față de viață. Când facem genul de afirmații, sper că o să se schimbe vremea, sper că Martina o să-și ia examenul. Now let's recap the hopeless position. Și apoi să recapitulăm poziția fără speranță. Existential position. Ca poziție existențială. It can manifest itself through disgust. Aceasta se poate manifesta prin dezgust. Anguish, like chronic anguish. Angoasă, angoasă cronică. Or despair. Sau disperare. Time doesn't unfold. Timpul nu se scurge. It is fixated and narrow. Este fix și îngust. Gabriel Marcel says, la conscience du temps clos. Gabriel Marcel numește conștiința timpului închis. The perception of the reality is severely impaired and limited. În această poziție, percepția realității este limitată și afectată grav. Which means that this cognitive closure, ceea ce înseamnă că această închidere cognitivă, tends to reinforce the feeling of despair. Are tendința de a întări sentimentele disperării. So this is a kind of vicious circle. E ca un fel de cerc vicios. The movement is lost. Mișcarea este a dispărut. Frozen. E înghețat. No perspective there. Nu există nicio perspectivă în această poziție. The spirit is crushed, sunk. Spiritul este zdrobit. Înecat. The hopeless position could be described as no future. Această poziție de lipsă de speranță poate fi privită ca fără viitor. Or a future painted in dark gray or black, sau which un, is no future. Sau un viitor pictat în negru. Yeah. Meaning the negative perception of the present is projected onto the future. It's not the future as such, okay? Asta înseamnă că caracteristica întunecată a prezentului este proiectată în viitor. Asta nu înseamnă că acela este viitorul. Now the role of human imagination. Acum să vedem care este rolul imaginației umane. It is the way by which our mind is in movement.
Este felul în care mintea noastră se află în mișcare. Is active. Este activă. And offers an image of a possible future. Și oferă o imagine a unui viitor posibil. The human imagination can freely anticipate future situations. Imaginația umană poate anticipa liber situații viitoare. The unfolding of projects. Desfășurarea proiectelor. Play with them. Să se joace cu ele. Work them through. Să lucreze cu ele. Make them evolve. Să le facă să evolueze. Share them. Să le împărtășească. With pleasure and inventivity. Cu plăcere și inventivitate. And last but not least. Și cel din urmă aspect. The importance of others. Importanța celorlalți. For these three philosophers. Pentru acești trei filozofi. Although differently, deși în moduri diferite, the hoping process requires to understand. Procesul speranței necesită să înțelegem to which extent our existence itself, în ce măsură existența însăși, and the hopes referring to it, și speranțele care se referă la ea, are a permanent co-creative process relating us to others. Sunt un proces permanent co-creativ a relației noastre cu ceilalți. So, we are finished. People who want a bibliography, I will give you after when we are finished. Când terminăm, o să cei care doresc bibliografia o aveți aici. Now we can spare some time for you to think about those matters, to exchange your inspiration, your ideas, experiences. Acum putem petrece ceva timp ca să spunem la ce v-ați gândit voi, să împărtășiți cu ceilalți ideile voastre, experiențele voastre. Ai zis foarte mult despre acceptare și disperare și speranță. You talked a lot about this, the despair and hopefulness. Și cumva ai precizat de fiecare dată că e posibil să existe disperare în spatele speranței. And you made the point să coexiste. It is possible for the despair to coexist with the hope. Yes. Mie mi se pare că întotdeauna mi-a sunat logic și ca vorbe ale familiei mele, adică o întrebare, parcă aud pe maică mi-a spus, păi de ce să sper dacă nu disper? Adică. For me it sounds logical and I remember a talk of something, a saying in my family that sounds like what is the point of hoping if you are not despairing? Adică dacă nu simți disperare, aproape că nu îți vine să speri la ceva mai bun. You don't, if you don't feel despair, you can't hope for something better. Mm-hmm. But you said it seems to you logic or illogic? I didn't get it. Logic. Logic. Că părea, după cum ai spus tu, you said that it's possible to for this both stuff to coexist in a person. Yes. So I, as I grow up, as I grew up, I never thought that it's impossible. So mm-hmm. I always thought to feel hope, it's necessary to feel despair. Mm-hmm. So first comes despair, and then you need to, you know, gather your strengths to project a better mm-hmm. future. So that's hope. But your illustration is interesting because it shows how much it's connected with the cultural messages we receive. Ilustrarea ta este importantă pentru că arată conexiunea care există în aspectul cultural al mesajelor pe care le primim. If I am right,
I understand that in your surroundings, dacă înțeleg bine, asta înseamnă că în jurul tău, despair was considered as important because it allowed hope for contrasting it somehow, it's a dialectic movement. Era considerată importantă pentru că permitea speranța ca o mișcare dialectică. It was a start for coping. Era un început pentru speranță. But it's very special. O situație specială. It stresses the presence or even the necessity or the need for despair before you can hope. Pentru că pune accentul pe necesitatea, nevoia prioritară a disperării ca să poți să speri. Ceea ce mi se pare interesant. Și în limba română. De fapt, sper are un început cu D, care e disper. It's also in Romanian language when you say hope, which means sper. It's the same with despair, which in Romania is two letters which are different. Disperare. Desperare and disperare. Desperar, desesperar. Exactly like in Spanish. Yeah. So they have like in French, espere, no, desespere. Yes. Be stripped out of your esperanza. Yeah. So they golit desperant. Whereas in German, it has nothing to do with each other. În germană asta n-au nimic în comun. Hoffnung, hoffen is hope. Hoping, hope. Hoffnung înseamnă speranță, but, spera. Despair is verzweiflung, which means to be crushed with doubts, which has nothing to do with the experience of despair. You can doubt a lot, but not be despair. Disperarea în germană înseamnă să fii privit de îndoială, ceea ce înțelegem noi prin speranță nu se potrivește deloc, pentru că poți să fii plin de îndoială și să nu fii disperat. And there are families in which it is not tolerated to think that a child may feel despair. Și există familii în care se consideră că este intolerabil ca un copil să simtă disperare. Because it would threaten the parents' confidence into their educating the child or whatever. Pentru că le-ar amenința încrederea părinților în felul în care își educă copilul. And then the despair becomes secret. Și atunci disperarea devine un secret. In the heart of the child. În inima copilului. And make him feel, I shouldn't be the way I am. I shouldn't feel what I'm feeling. Maybe I am weird, or I should be ashamed or something like that. Să simt nu e în regulă ceea ce simt, nu ar trebui să fiu în felul în care sunt, ceea ce să se gândească că poate sunt ciudat și să-l facă să se simtă rușinat. And adversely, there are families in which the hoping process is denied and forbidden. Și există de asemenea familii în care procesul de speranță este negat sau interzis. I remember a patient who was either very joyful. Îmi amintesc un pacient, very joyful. A man or a woman? Doesn't matter, it was a man, but it's not important, a person. Yeah. Well, he was very joyful, and then he had special Hawaiian shirts on him, and I knew at once which mood he was in, existentially, with his shirts. Era, îmi dădeam seama de starea în care este el, în funcție de t-shirt, or de picurile pe care le purta. Or he was in a black hole with no hope. Era fie foarte vesel, fie
fie într-o gaură neagră, fără speranță. And really heavy with despair. Cu o disperare grea. And one day we discovered I was exploring within the messages he was receiving in his family about life and the beauties of life. Și într-o zi am descoperit, discutând, explorând cu el, care erau mesajele pe care le-a primit el în familie despre frumusețea vieții. And we discovered that almost every day, each morning, și am descoperit că aproape în fiecare zi, în fiecare dimineață, her mother used to repeat to him, look, life is like toast covered with sheet. Mama lui îi spunea, uite, viața este ca o pâine prăjită acoperită cu căcat. Buttered with sheet and you have to eat it. Pe care trebuie să o mănânci în fiecare zi. And when he listened to himself repeating this message, și când s-a auzit spunând acest mesaj, he started to choke. He couldn't breathe anymore. A început să se nece, nu mai putea să respire. Like the bread covered with sheet was stuck in his throat and he couldn't swallow. Ca și cum pâinea plină de rahat s-a blocat în gât și nu mai putea să o înghită. And then I talked to the little boy inside of him. Și atunci am vorbit cu micul băiat din interiorul lui. And I told him that he had been poisoned. Și am spus că a fost otrăvit. And that he should vomit all this poisonous toast about life. Că ar trebui să vomite toată pâinea asta otrăvitoare despre viață. And that his mother had invaded him and abused him in pushing inside of him all her bitterness, her hate of life, etc., her negativity. Și că mama lui l-a abuzat împingându-i, băgându-i pe gât toată amărăciunea și ura sa de viață. And then he was able to link his very severe bouts of existential depression. Și atunci a putut să facă legătura între această depresie foarte severă existențială. And the legacy his mother was sending to him every day, morning after morning. Și moștenirea pe care i-o dădea mama lui în fiecare zi, dimineață de dimineață. So there are different situations and ideologies and legacies regarding hope, the hope we attribute to the life process, being alive, being with others. Situații, ideologii, moșteniri diferite pe care le primim în legătură cu viața, cu alții, cu a fi în viață cu alții. And there are many people who multiply their action, indulging into activism. Și sunt mulți oameni care își umplu viața implicându-se în activism. Without knowing that they are probably trying to escape from deep-rooted despair. Fără să-și dea seama că probabil încearcă să scape dintr-o disperare adânc înrădăcinată în ei. And slowing down is very threatening for them. Și pentru ei a se opri, a încetini, este foarte amenințător. Because if they slow down, they are bound to be in touch with the despair at the core of their heart. Se opre sau se încetinesc drumul lor, sunt în pericol să atingă disperarea care se află în adâncul inimii lor. It's kind of mechanism we call in French une fuite en avant. In English, it's a flight forward. E un mecanism pe care l-am numit să zbori înainte. It can be into too much activism, into too much sexuality, poate fi into prea mult drugs, into addiction. Prea mult sex către consumul de droguri sau alte
o dependență. Making more and more money or whatever. Să faci din ce în ce mai mulți bani. It's a way to turn your back to the matter which should be addressed. Este un fel prin care întorci spatele unor chestiuni care ar trebui privite. A terrible loss of hope. O pierdere serioasă a speranței. A legacy of despair. O moștenire a disperării. Hoping that would be prohibited for out of familial culture or whatever. Speranța care ar fi interzisă datorită culturii unei familii. So what we used to do in psychotherapy, we don't attack, of course, the defense mechanism. Ce facem în psihoterapie este că, desigur, nu atacăm mecanismul de apărare. We use it as signals, as symptoms and signals. Îl folosim ca semnal, ca simptom. That there is something on the existential level which is very unsufferable or unbearable for the person. Care este ceva la nivel, că este ceva la nivel existențial insuportabil pentru persoana respectivă. So we respect the defense mechanism, but we try to become more familiar, tactfully, like on eggshells, with the burning issue. Respectăm mecanismul de apărare, dar încercăm cu tact și atenție să înțelegem și să vedem subiectul disperării și să mergem ca pe ouă. The difficulty with it is that this core of pain, of existential pain, is oftentimes very unconscious. Dificultatea este că acest nucleu al durerii și al disperării este cel mai adesea inconștient. So, honestly, the person doesn't know, is not aware that in her heart there is such a despair or a broken hope. Cu sinceritate, persoana respectivă nu știe că în interiorul său se află acea inimă frântă, acea zonă a disperării. So we are being very attentive to dreams, nightmares. Suntem foarte atenți la visele lor, la coșmarurile lor. We can also gently and genuinely ask the person, what is it you are hoping for in coming to therapy? Putem să îi întrebăm cu blândețe, ce speri tu când vii în terapie la mine? We can have a few glances into the internal landscape, but we have to be very cautious. Și putem avea mici imagini despre ce este în peisajul acesta, dar cu mare precauție. There is a more direct way, which is not harming for the people, is to este și un mod mai direct to invite them. Face asta și asta nu le face rău oamenilor, este să îi invităm. To remember the messages they received. Să-și amintească mesajele pe care le-au primit. The messages can be outspoken, can be loud, expressed. Mesajele pot fi cele vorbite, exprimate cu voce tare. But they may be unconsciously sent through body language by the parents. Fie și mesaje trimise inconștient prin limbajul non-verbal al părinților. If the little boy or the little girl comes home full of hope, of joy, fetița sau băiatul vine acasă plin de bucurie sau de speranță, with dreams or projects, cu vise, proiecte, and is met with coldness or este primit cu răceală, or a totally out of the blue sentence like it's time for supper, sau dintr-o dată cu fraze de genul e vremea să mâncăm, which is really changing the topic brutally, ceea ce înseamnă să schimbi brusc subiectul, then the child grasps and gets that there is something wrong when I'm hopeful. Atunci copilul începe like să it. Înțeleagă ceva e neregulă când sunt plin de speranță, nu le place. That's how people are being not in the cave, but comment dresser comme des animaux de dressage. Așa oamenii sunt nu e
educați, ci dresați. But what is always also important to explore is within the family, with the grandparents on the two sides, which can send very different messages and models, and the school surroundings. E foarte important de explorat chestia asta în familie, în relația cu bunicii, ambele părți, pentru că mesajele pot fi diferite, dar și în relația cu școala. Then we can find out with the client where was his source of hope, hopefulness. Și apoi putem să explorăm împreună, să găsim împreună cu clientul unde este sursa speranței sale. I don't remember how I started explaining this after. Nu mai amintesc cum am ajuns la asta. Any other things you want to share, or a statement you want to make from your experience, or alte lucruri pe care vrei să le împărtăși sau? Yes. Mă gândeam la un client în depresie. I was thinking of a client in depresie. Mă gândeam la clienții în depresie. I was thinking of the clients who are depressed. Dacă există o metodă de intervenție pentru a-i duce către speranță sau a-i sprijini în acest scop. Exists a method of intervention to bring them towards hopefulness. Și te referai la refugiați sau la you spoke about refugee people. Astfel de clienți care au speranță pentru că ei totuși reușesc să ajungă în terapie și totuși au nevoie de un sprijin, o metodă de intervenție, de a fi acolo cu ei și de a-i susține. So, if depressed clients are coming to therapy, that means that they have some hope because they to come there. And what would be a way of a method to intervene and to help them, support them in their hope? It's not exactly like that because nu funcționează chiar așa. They can come and be passive and expect you to do something. Pentru că ei pot veni să fie pasivi și să aștepte ca which tu să faci ceva. Which is not really a hope. Ceea ce nu este cu adevărat o speranță. But usually depressed people are the people who are in trouble with the hopefulness and the hopeful dynamics. Dar de regulă persoanele depresive sunt cele care au probleme cu speranța și cu dinamica speranței. Because per definition, depressive people are stuck. Pentru că prin definiție oamenii deprimați sunt blocați, nu au energie, nu există mișcare. And they are stuck in a long-lasting dull present. They don't și sunt blocați într-un prezent care nu se mai termină și nu fără perspectivă. Poate să fie într-un doliu după decesul unui copil sau they could be in a grief from a child's death. It could be what? A grief over a child's death. Ah yes, the origins are manifold. And that's why maybe the way to go progressively at the client's rhythm, mergem progresiv în ritmul clientului, is to invite him to explore together, este să invităm să explorăm împreună, how and when he or she lost the hope, când și unde el sau ea și-a pierdut speranța, and lost another hope, și încă o speranță, și încă o speranță. And usually there are many, many, many layers. Și de regulă sunt multe, multe, multe straturi. Which finally amount to a state of cold depressive state. Ce care în final duc la această stare de depresie rece. So we can choose the word the person would use. Putem alege cuvintele pe care le folosește persoana respectivă. If it's I lost hope, we will talk about losing hope. Dacă ei vorbesc despre mi-am pierdut speranța, putem vorbi despre pierderea speranței. If it's I fell into a black hole, we go for I fell into a black hole. Dacă vorbesc despre am căzut într-o groapă neagră, o să vorbim despre groapa neagră.
If it's my heart is broken and broke many times, dacă vorbesc then despre we go for when did your heart broke? Inima mea s-a frânt, vorbim cu ei despre în termeni ăștia când s-a frânt inima. And tell me when you were smaller. What happened? And when you were smaller. Și când erai mai mic, ce s-a întâmplat? Și când erai și mai mic, ce s-a întâmplat? And what happened to your mommy when you were a child? Ce s-a întâmplat cu mama ta când tu erai copil? Did she lose hope sometime? What happened? Și-a pierdut și ea speranța? Ce s-a întâmplat? But with a very tactful and genuine questioning, inquiry. Cu tact și cu întrebări sincere. It's not meant to gather facts. Scopul nu este să adunăm fapte. It's rather meant to discover with the person how she structured her life narrative. Ci mai degrabă să descoperim, să explorăm împreună cu persoana respectivă cum și-a structurat narațiunea vieții sale. It is sustaining her narrative. We are asking like questions like, and who was with you? Oh, there was nobody. But where were they all? Și cu întrebări de genul, dar cine era cu tine? Ah, nu era nimeni. You were being a very sad little boy and nobody was around you. What was happening in the family then? Tu erai un băiat mic și trist. Ce s-a întâmplat de nu era nimeni cu tine? Ce s-a întâmplat în familia ta în momentul respectiv? And who could you turn to? Către cine te puteai îndrepta? Questions to let appear the psychological landscape around the child. Întrebări care să facă să iasă la suprafață peisajul psihologic în care a crescut copilul respectiv. And speaking of way of interventions, și vorbind despre moduri de intervenție, with the people with this kind of suffering, the crucial point is togetherness, to do it together with them. Oamenii cu acest tip de afecțiune, modul cel mai important de a face acest lucru este de a fi împreună, să faci împreună cu ei. Because it's insisting on coexistence. Pentru că presupune să exiști, să insiști asupra coexistenței. It alleviates the layers of solitude that the person went through and ended up depressed. Ușurează straturile acestea de singurătate prin care trece clientul respectiv. And in doing this we are planting and cultivating the seeds of hope. Și în felul acesta, făcând lucrurile așa, plantăm și cultivăm semințe ale speranței. The togetherness with empathy, with a genuine curiosity, but what happened then? Cu a fi împreună cu empatie și cu o curiozitate sinceră să îi întrebăm, dar ce s-a întâmplat atunci? Spune the experience, a new experience of, oh, finally, I am no more alone to do that. Și această experiență care se poate traduce prin, wow, în sfârșit nu mai sunt singur când fac asta. This constant repeated experience raises the level of hopefulness from zero to repetată experiență îi crește nivelul de speranță de la zero către unending. Fără sfârșit. Ok, I think it's time. Yes, please. Aș avea o întrebare. Am întâlnit persoane care văd numai pozitiv în prezentul, cu toate că sunt rahat, zicem așa. I met persons who were seeing everything in a very positive tone in the present, even if the present is in the shit. Și pentru viitor visează tot așa, exagerat. And in the future they also project everything like this, they dream in an exaggerated way. Cum merge viața lor? Cum putem să ieșim?
how their lives is going on? How can we help them? It sounds, if I understand you well, it sounds like they are in a movie. Dacă te-am înțeles bine, este ca și cum ei trăiesc într-un film. Da, oamenii stres, zicem așa. Dau exemplu despre persoană de pisare care a vorbit cu ea și sperea după normal. Era o persoană care trăia pe stradă? Da, da, și persoana a ajuns să-și accepte condiția asta, toate, că nu mai lupta. He's giving an example about a homeless person he met and he talked with, and that person was having a very optimistic vision about the life that she would have. Okay, this sounds paradoxical, but yes, sună it probably exists. Yeah. Da, da, cu siguranță există și astfel de persoane. So then, in contact with such a person, it's us who can evolve. În contact cu aceste persoane, noi suntem cei care putem evolua. And go out of our a priori. Și să ieșim din presupunerile noastre. Like he is homeless, so he is probably unhappy, or he is unhappy. Din presupunerea că este om al străzii, deci este cu siguranță nefericit. Poate că nu e nefericit. Hope and losing hope are not connected with our material life conditions. Să ai speranță sau să nu ai speranță nu este legată de aspectul material. Vreau să zic, mulțumesc cu 4 de mâncare pe zi, nu dorești mai multe, totuși e prea puțin. He is saying that the person that is satisfied with a plate of food every day, and he is considering this as being unrealistic because it's too little or less than a person needs. Who are we to decide instead of the person himself what is good for him? Cine suntem noi să hotărâm în locul persoanei respective ce e bine și ce nu e bine pentru el? Dacă vrei să-l ajut, să zici, e bine așa, adică n-am nevoie de ajutor. If you want to help them, you can't do it because they say, I don't need your help, it's good yes. for me like this. Yes, the point is, why would you want to help them in this case? Și atunci problema ar fi, de ce ai vrea tu să ajuți în această situație? Cu simplu, dezinteresat. With no interest in helping. Vrei să vezi, te verifici dacă poți ajuți cineva. Because they don't need help, obviously. Păi ei, în mod evident, n-au nevoie de ajutor. But it's important to consider that our capacity of hoping or dealing with despair, hopelessness, etc., has nothing to do with our social condition. E important să înțelegem că capacitatea noastră de a spera sau de a gestiona disperarea nu are nicio legătură cu situația noastră socială. It's much deeper. It's e mult mai relation profundă. With the world, with others. E relația noastră cu lumea, with cu trust, cu încrederea. În caz concret, dacă găsești lucru, nu se adaptează. For example, if you help them finding a job, they won't adapt to that job. Yes, because they don't want it. Da, pentru că nu vor să muncească. E clar. Asta spune. If you want something that the person doesn't want, it is nowhere generally, not only with the homeless people. It's a general law of life. Orice persoană, nu doar pentru persoanele fără adăpost. Dacă le dai ceva ce oamenii nu vor, este capacitatea lor să se simți mai relaxat. E o întrebare. Is something in their capacity of being relaxed about this situation? They don't have the same criteria as to how we can live life. It's differently. Criterii despre cum ar trebui să fie trăită viața. Ei văd lucrurile foarte diferit. On a continuum of position in life, there would be your guy here. Într-un continuum al pozițiilor de viață, ar fi aici I tipul don't see why I would work. Care zice, nu văd de ce aș munci. Opposite end of the continuum, there would be the overworked American executive who hasn't lived any life left, who is overworking. Ar fi un director executiv dintr-o companie americană care muncește non-stop. Never vacation.
depression, over stress. These are the two extremes. Astea sunt două extreme. But as long as people don't require or look for help, we cannot help them. Dar atâta vreme cât oamenii nu cer și nu caută ajutorul, nu putem să-i ajutăm. Okay, so we are finishing for now. Maybe you know that tomorrow and the day after. Va trebui să ne oprim aici, poate că știți. There is a clinical mâine workshop. Și poimâine este un atelier clinic. Yes. For psychologists, psychotherapists, psychology students. Pentru psihologi, psihoterapeuți, studenți la psihologie. In part of Bucharest, I couldn't explain to you where it is, but you can ask Valentina. Are loc într-o parte a Bucureștiului pe care n-aș putea să vă explic unde se găsește, dar Oana și Florentina pot să vă spună. So there will be some clinical theory and material regarding those questions. Vor fi câteva materiale teoretice și clinice legate de aceste întrebări. Exercise and sharing thoughts in small groups. Exerciții și a împărtăși în grupuri mici. And supervision. Și supervizare pentru oamenii care vor să ia supervizare. So thank you for your presence and your attentiveness. Vă mulțumesc pentru prezența voastră și atenția voastră. A fost o plăcere. Thank you. Thank you.